Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Se dă startul curățenie de toamnă la Reghin. Acțiunea de salubrizare generală a municipiului va avea loc între 24 și 28 octombrie. Populația este rugată să participe depunând gunoiul și deșeurile în locurile special amenajate, conform programului stabilit de Primăria Reghin. Excepție de la colectare fac molozul, deșeurile provenite din construcții și demolări. Primăria Reghin dă startul curățeniei de toamnă și organizează între 24 și 28 octombrie acțiunea de salubrizare generală în cadrul campaniei Curățenia Generală de Toamnă 2016. Pentru buna desfășurare, societățile comerciale, instituțiile publice, asociațiile de proprietari și cetățenii sunt rugați să participe la întreținerea și curățarea clădirilor, curților, a căilor de acces, a străzilor, a spațiilor verzi, a șanțurilor și a podețelor. Sunt vizate și pivnițele locuințelor, chioșcurile amplasate pe domeniul public. În cadrul acțiunii se vor colecta obiecte de uz casnic și gospodăresc, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri vegetale rezultate din igienizarea spațiilor verzi aferente gospodăriilor populației. Reghinenii nu au voie să arunce moloz sau deșeuri provenite din construcții și demolări, țigle, cărămizi, faianță și gresie sparte. Deșeurile colectate de către cetățenii care locuiesc la case se depun la marginea trotuarelor, iar cele colectate de către cetățenii care locuiesc în cartierele de blocuri se depun în zona adiacentă spațiului pe care sunt amplasate containerele de deșeuri menajere. Gunoiul va fi ridicat și transportat de către echipele de lucru conform programului făcut public de organizatori. Luni, 24 octombrie, începând cu ora 8, se face curățenie în sectorul 1, străzile Apalinei, între Lidl și Foișor, Foișor, Abatorului, Iernii, Piața Mare, Bălcescu, Taylor, Viilor, Pometului, Rudolf, Wagner, Regănii, Vasile El Pop, Mărului, Prunului, Spicului, Ghiocelului, Narciselor, Ciocârliei, Beng, Dealul Brezii, Dealul Cireșilor, Dealul Cocoșilor, Dealul Ierbii, Mihai Viteazu, Liliacului, Bujorului, Călăraș, Republicii, Coșbuc, Pictor Grigorescu, Zorilor, Terasei, Dealului, Porumbei, Orizontului, Horea, Cartierul Mihai Viteazu, Izvorului, Școlii, Piața Petru Maior, Spitalului Mihai Eminescu, Cerbului, Cardinal Alexandru Todea, Stejarului, Pădurii, Cartierul Rodnei, Zona Pădurea Rotundă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș a organizat joi 20 octombrie bursa locurilor de muncă pentru absolvenți și pentru cei aflați în căutarea unui job. La sediul AJOFM din Reghin au fost prezenți 10 angajatori care au pus la dispoziție 202 posturi vacante, dintre care 17 pentru absolvenții de studii superioare. Din totalul celor prezenți au fost selectate 12 persoane, iar 5 candidați au fost încadrați pe loc. La nivel județean au participat 1168 de persoane, dintre care 298 de absolvenți din promoția 2016. Bursa locurilor de muncă organizată joi 20 octombrie la punctul de lucru AJOFM din Reghin a adunat un număr impresionant de reghineni aflat în căutarea unui loc de muncă. Astfel, în municipiu au fost prezenți 10 angajatori care au pus la dispoziție 202 posturi vacante în diferite domenii, dintre care 17 pentru candidații cu studii superioare. La standurile cu oferte de muncă au trecut 210 persoane, dintre care au fost selectate 12, iar 5 candidați au fost încadrați pe loc. La nivelul județului Mureș, bursa locurilor de muncă a adunat un număr de 1168 de persoane, dintre care 298 absolvenți din promoția 2016. Deci la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, la nivelul județului Mureș, au participat 72 de agenți economici, oferind 948 de locuri de muncă, dintre care 86 studii superioare. Participanți au fost 1168, din care 298 absolvenți ai anului 2016. Pentru participare la bursă au fost contactați 1150 de angajatori posibili ofertanți de locuri de muncă și au participat 72, din care la Târgu Mureș 46, 10 la Reghin și Târnăveni și 6 la Sighișoara, iar oferta acestora a fost una bogată. Selectați pentru angajare au fost 147 de persoane, din care 52 s-au și angajat, 3 fiind pe studii superioare, inginer proces, inginer producție și contabilitate. Pentru celelalte meserii au fost lucrător comerciant, șofer, barman, bucătar,
cablaj auto, operator calculator și agent asigurări. Bursa locurilor de muncă oferă participanților oportunitatea de a se afla față în față cu angajatorii și de a crește șansele de a obține jobul dorit. Firmele se bucură de avantaje din partea statului atunci când angajează tineri absolvenți. Chiar și proaspeții absolvenți sunt motivați să meargă să se angajeze, deoarece primesc prime de la stat cu mult mai consistente decât dacă ar alege să stea acasă și să se bucure de ajutorul de șomaj. Astfel, cei care au trecut de 16 ani și se angajează cu program normal pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o primă egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării. Cei care au dreptul la ajutor de șomaj și se angajează în perioada de acordare a indemnizației au dreptul la o sumă egală cu indemnizația de șomaj până la expirarea perioadei de acordare a acesteia. Judecătoria Reghin va avea porți deschise marți, 25 octombrie, pentru a marca Ziua Europeană a Justiției. Cu această ocazie, elevi, studenți, reprezentanți ai profesiilor juridice, jurnaliști și cetățeni pot vizita judecătoria și pot afla detalii despre activitatea magistraților reghineni. Vizitatorii vor avea acces în sala de judecată și prezentări cu privire la circuitul dosarelor, modalitate de lucru. Avem detalii imediat în jurnal, acum însă mergem la redacția Sport, unde ne așteaptă Marcela German. Bun găsit! Astăzi la știrile din sport aflați că elevii antrenați de Vili Stoica primesc vizita celor de la Gaz Metan 2 într-o partidă ce contează pentru etapa a 9-a a Ligii a 3-a de fotbal Seria 5-a. Sportivii de la Rușii Munții antrenați de Ovidiu Marginean se deplasează pe terenul Campioanei în exercițiu Mureșul Luduș. Dar cu detalii vă aștept la final de știri. În 25 octombrie, în întreaga Europa, se sărbătorește Ziua Europeană a Justiției, inițiativă comună a Consiliului Europei și a Comisiei Europene, iar prin acest eveniment, justiția este adusă în atenția publicului. Judecătoria Reghin va organiza pe 25 octombrie, în cadrul programului de lucru, Ziua Porților Deschise, ocazie cu care sunt invitate persoanele interesate, grupuri de elevi, studenți, reprezentanții profesiilor juridice, jurnaliști, cetățeni, să participe la eveniment, în cadrul căreia se va asigura posibilitatea vizitării încăperilor care au relevanță pentru activitatea instituției și se va prezenta activitatea instanței de către magistrați din cadrul judecătoriei. Programul cuprinde accesul în sala de judecată, precum și asigurarea liberului acces al publicului în zonele de interes ce prezintă relevanță pentru activitatea instituției fără a perturba activitatea instanțelor. De asemenea, se vor organiza prezentări cu privire la circuitul dosarelor, etapele procesuale până la soluționarea unei cauze, modalitatea de lucru a personalului instanței și alte aspecte relevante privind actul de justiție. Semne bune vremea are! Meteorologii vin cu vești pozitive la final de săptămână și spun că gradele din termometre se vor apropia de normele specifice jumătății lunii octombrie, încălzire care se va menține și în prima jumătate a săptămânii viitoare. Maximele din timpul zilei vor ajunge chiar și la 16 grade la noi, în timp ce noaptea nu se va mai atinge limita de îngheț. Dar cu detalii vine acum colega noastră, Marcela German. E cazul să ne descrățim frunțile, pentru că temperaturile cresc, iar ploile se răresc. Prognoza meteo pentru acest sfârșit de săptămână spune că vom avea parte de temperaturi plăcute de toamnă, dar cerul va fi mai mult noros. Ploile încep să cadă dinspre vest, sud-vest, de unde se vor extinde în centru, nord și nord-est. Duminică, cerul va fi însă însorit la noi, șansele de precipitații scad, iar temperatura din timpul zilei va atinge 16 grade. Nici noaptea mercurul din termometre nu va mai scădea până la limita înghețului, prognoză care se menține și pentru primele zile ale săptămânii viitoare. În zona noastră, valorile termice se mențin plăcute și chiar dacă înorările vor persista, doar trecător va ploua slab. De luni și până miercuri, maximele termice oscilează între 12 și 15 grade, iar minimele din timpul nopții vor fi de 3-6 grade. Așa cum arată prognoza meteo, ploile ar putea reveni în forță abia la sfârșitul săptămânii viitoare. Dar până atunci vă propun să ne bucurăm de soare și de temperaturile plăcute de toamnă. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Șebeși Șută Sobolci. Joi 20 octombrie, polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș și procurorii de ICOT Mureș au efectuat 14 percheziții domiciliare în județele Mureș și Suceava la membrii unei grupări infracționale specializate în trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive. Din cercetări a reieșit că în perioada septembrie-octombrie 2016, cei 5 membri ai grupării ar fi introdus în țara
din Italia hașiș, cannabis și cocaină, pe care le-ar fi comercializate în județele Mureș și Suceava. Vorbim pe larg despre toate acestea după ce aflăm de la Crina Casoni care sunt tendințele previziunilor astrale pentru ziua de sâmbătă. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Opoziția lunii cu Venus duce la scăderea simțului practic, dar crește compasiunea și sensibilitatea. Este o zi în care visele romantice au șanse să se transforme în realitate. Această configurație astrală nu este favorabilă deciziilor importante sau acțiunilor pe muche de cuțit, mai ales în plan sentimental. Dar cu mai multe amănunte vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre. Polițiști de combatere a criminalității organizate din Târgu Mureș și cei de la Direcția Operațiuni Speciale sub coordonarea DICOT Târgu Mureș au destructurat o grupare infracțională care efectua trafic de cannabis, hașiș, heroină și etnobotanice. Joi 20 octombrie, polițiștii au efectuat 14 percheziții domiciliare în județele Mureș și Suceava la membrii unei grupări infracționale specializate în trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive. La activități au participat și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava și jandarmi. În fapt, din cercetări a reieșit că în perioada septembrie-octombrie 2016, membrii ai grupării ar fi introdus în țară din Italia droguri de risc, hașiș și cannabis și droguri de mare risc, cocaină, pe care le-ar fi comercializat în județele Mureș și Suceava. De asemenea, aceștia ar fi vândut diverse cantități de substanțe cu efecte psihoactive denumite generic etnobotanice mai multor persoane, inclusiv unor minori. În urma percheziților au fost ridicate cantități semnificative de cannabis, hașiș și cocaină. La sediul de ICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureș, urmează a fi prezentați atât cei 5 membri ai grupului infracțional organizat, cât și alte 15 persoane implicate în cauză. Acțiunea a beneficiat de suportul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. A lăsat România în urmă acum 22 de ani, stabilindu-se în Australia. Inginerul mecanic Liviu Cioba s-a născut în Dedrad, a lucrat la IUPS, iar în 1994 a luat cea mai importantă decizie din viața sa, să emigreze pe continentul australian împreună cu soția sa. Cu pregătire temeinică și pasiune pentru științele exacte, inginerul Cioba și-a croit repede un drum în domeniul tehnologiei filtrelor industriale. Astăzi mai vine în țară doar în vizită, dar o face mereu cu o deosebită plăcere. În anii de după Revoluție, când entuziasmul schimbării era mare, dar industria intra în declin, viețile reghinenilor au luat o altă întorsătură. A fost vremea schimbării, iar unii nu s-au sfiat să ia decizii drastice. Atunci, inginerul mecanic Liviu Cioba, trecut pe la IUPS și FET Reghin, a hotărât să emigreze în Australia. La momentul respectiv, eu lucram la IFET Reghin, IFET-ul a început să intre puțin în blocajul economic, declin, am început să nu luăm salariile, eram 3 luni în restanță cu salariile. Cred că asta a fost marea decizie, dar noi aveam viza, de exemplu, în 94, în april, în pașaport pentru Australia, pentru rezidență permanentă, am stat până în octombrie. Nu eram deciși. Ați mai rumegat, cum se spune, ați mai eram analizat. Hotărâți. Da. N-am spus la nimeni, nici la părinți. Părinții nu știau că avem viza în pașaport. Parcă ne era frică să spunem. Mergeam la lucru, la IFET, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Într-adevăr, am plecat în necunoscut și ne-am asumat un risc. Eu întotdeauna am spus, dacă nu ne place, ne întoarcem. Mergem, încercăm apa cu degetul și ne întoarcem. Liviu Cioba s-a născut în Dedrad, a urmat facultatea de mecanică din Cluj-Napoca și apoi a revenit la Reghin, unde a muncit în 2 fabrici. Avea 26 de ani în momentul în care a obținut viza pentru continentul australian. Noi am emigrat datorită diplomelor de inginer care le-am avut și eu și soția, deci s-a stabilit un punctaj de emigrare, l-am îndeplinit și așa am ajuns noi în Australia. Skilled migrants. Bineînțeles că ei de aia ne-au dus, pentru că au vrut să valorifice cunoștințele noastre și experiența. Da, ne-a ajutat foarte mult diplomele de ingineri, ni le-au recunoscut, lucrez la o companie de Industrial Filtration Systems, nici nu știu cum să o traduc în românește, filtre industriale. Da, tehnologia filtrelor industriale. E o companie puternică, internațională. Schimbând țara, inginerul Cioba și-a schimbat viața și s-a trezit într-o altă lume, în care a fost nevoit să o ia aproape de la capăt. Dar cu pregătire temeinică și pasiune pentru științele exacte, inginerul Cioba și-a croit repede un drum în domeniul tehnologiei filtrelor industriale. Faptul că am ajuns la Reghin
nu eram atât de tare în computere și a trebuit să mai fac niște școală. Deci după ce am ajuns în Australia am studiat, am făcut proiectare asistată de calculator, am învățat toate programele de la Microsoft Word, Microsoft Office, toate programele, Word, Excel, PowerPoint, de care ne-am folosit, dar fără de care acolo nu puteam face față. Și de-aia a trebuit să începem cu un pic de școală. După un an jumate am început pe urmă să lucrăm. Am avut noroc, guvernul australian ne-a sponsorizat ca să învățăm, ne-a dat bani. Mai multe despre alegerile majore în viață, despre comunitatea celor aproximativ 2000 de români din Brisbane și cum văd cei din afară progresul României, aflați urmărind emisiunea Reghin Exclusiv, duminică de la ora 21 la Dareghin TV. La nivelul județului Mureș s-au luat măsuri privind prevenirea pestei porcine africane. Acestea au fost necesare întrucât s-au semnalat cazuri de îmbolnăvire în Republica Moldova. Medicii veterinari au fost instruiți cu privire la controlul circulației animalelor și depistarea afecțiunii, iar cetățenii sunt informați privind boala. Aceasta este contagioasă, nu se transmite la om, dar produce pagube economice. Ne întoarcem la acest subiect după ce facem o oprire la redacția Meteo pentru avanpremiera jurnalului de vreme. Bine v-am găsit! Sâmbătă vom avea parte de ploi. În Reghin și în Târgu Mureș, termometrele ne indică valoarea de 11 grade. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Alarma privind pesta porcină africană, fiind notificate cazuri în Republica Moldova. Ca urmare, se impune sporirea măsurilor de control în România, anunță DSVS Mureș. Pesta porcină africană este o boală contagioasă cu mare difuzabilitate la specia porcină. Nu se transmite la om, dar produce mari pagube economice prin măsurile drastice de combatere. Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș a luat măsuri de informare a populației prin tipărirea și distribuirea de postere de informare privind această boală, dar și măsuri care trebuie aplicate pentru prevenirea bolii prin intermediul rețelei sanitar-veterinare din teritoriu. Astfel, în 17 octombrie a fost convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor din cadrul instituției prefectului, în scopul înștiințării apariției de focare în Republica Moldova și de sprijinirea acțiunilor de luptă împotriva afecțiunii, luarea tuturor măsurilor necesare a fi aplicate în caz de apariție a bolii. În 20 octombrie s-au instruit medicii veterinari de liberă practică împuterniciți și medicii veterinari oficiali responsabili privind monitorizarea teritoriului. S-au instruit și administratorii exploatărilor comerciale de suine, administratorii fondurilor cinegetice din Mureș, cu privire la recunoașterea semnelor clinice a leziunilor, la pericolul pe care îl prezintă boala, în vederea notificării cât mai timpurii a oricăror suspiciuni ce pot fi atribuite acestei boli. În prezent se face monitorizarea pestei porcine africane prin examene de laborator pe porcine moarte și bolnave și pe porcii mistreți găsiți morți în teritoriu. Toate probele recoltate au avut rezultate negative. Populația este rugată ca în caz de îmbolnăviri sau mortalități la porcine să apeleze la medicii veterinari din teritoriu în scopul asigurării supravegherii sanitar-veterinare clinice și de laborator. Rămâneți alături de Dareghin TV. Vineri, 21 octombrie, de la ora 19, urmăriți o nouă ediție a emisiunii pentru adolescenți School TV, realizată de Andrada Șerban. De la ora 21 veți putea revedea ședința ordinară a Consiliului Local Reghin din data de 20 octombrie. Sâmbătă, 22 octombrie, de la ora 19, veți putea urmări o ediție specială a Balului Bobocilor de la Liceul Tehnologic Ioan Bojor, ediția 2016. Tema balului din acest an este Jurnalul unui biker. Duminică, 23 octombrie, de la ora 18, vă invităm să urmăriți ediția specială a Balului Bobocilor de la Liceul Tehnologic Lucian Blaga. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute rubrica Jurnal Plus, apoi Jurnalul de Astre și știrile din sport, iar la final vom avea și datele meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere!
ziua. Întâlnim, ne aflăm în fața jocului împotriva echipei de pe primul loc. Din punctul meu de vedere, cea mai bună echipă din campionatul românesc. O echipă la care au venit jucătorii importanți, jucători care individual sunt excepționali. Este o echipă foarte bine motivată, foarte bine pregătită fizic. Au un antrenor bun care ține foarte mult la pregătire, ține foarte mult la motivarea jucătorului. Steaua vine nu tocmai într-o perioadă, îi găsim nu tocmai într-o perioadă, nu tocmai în cea mai bună perioadă a lor, dar cu siguranță ne așteaptă un meci greu, un meci foarte greu. Vine aici să câștige, dar am mare încredere în jucătorii mei. Trebuie să fim foarte motivați, trebuie să abordăm jocul altfel decât am făcut-o cu Astra Ploiești, pentru că undeva ca și valoare Astra este de nivelul stelei, pot spune. Am început prost cu Astra și am avut o repriză execrabilă. Eu cred că dacă repetăm evoluția meciului cu Astra, n-avem nicio șansă duminică. Trebuie să fim foarte montați, trebuie să fim foarte concentrați. Este o șansă pentru toți jucătorii din lotul nostru de a demonstra că sunt jucătorii, încă jucătorii de top ai României. Pentru jucătorii tineri este o șansă de a demonstra că au valoare. Iar va fi cu siguranță o sărbătoare pentru Târgu Mureș. Sperăm să aducem bucurie în rândul oamenilor, pentru că în Târgu Mureș se iubește fotbalul foarte mult. Ianis, un meci important pentru noi, pentru voi și cine știe, poate o evoluție încununată și cu un gol într-o zi specială pentru tine, duminică. Da. Bună ziua! Doresc foarte mult ca, începând cu această partidă, să avem rezultate pozitive mai multe și pe teren propriu, pentru că în ultimele partide am obținut puncte în deplasare, am câștigat la Timișoara, am făcut egal la Voluntari, dar acasă am pierdut atât cu Astra cât și cu CFR Cluj. Sperăm ca duminică să obținem minim un punct, pentru că în situația în care ne aflăm noi acum, însemnând salvarea de la retrogradare, fiecare punct contează. Sperăm să fim foarte concentrați la ora partidei și să reușim să le facem față cu brio celor de la Steaua, pentru că ei formează o echipă foarte puternică, au jucători foarte buni care joacă în echipa națională, mulți dintre ei au foarte multe meciuri importante la activ și cu siguranță ne va fi foarte greu, dar eu cred foarte mult că putem să obținem cel puțin un rezultat de egalitate duminică. Domnule Dan Alexa, credeți că puteți specula în jocul de duminică, în ghilimele, sigur, pe de o parte ambiția și dorința jucătorilor dumneavoastră de a câștiga și de a face un rezultat bun, coroborat cu parcursul obositor, să spunem, al Stelei, știm cu toții, a jucat și aseară în Europa League, credeți că ar putea fi unul dintre aturile echipei, pe de o parte? Și mai am o întrebare, cu siguranță în fotbal întotdeauna antrenorii și conducătorii își fac calcule. Din calculele dumneavoastră ne apropiem de sfârșitul turului. Credeți că în play-out, ASEA-ul, sincer, are șanse, sigur, coroborate cu rezultate bune, are șanse de a evita retrogradarea? Prima întrebare, am mai spus-o și înainte, din punctul meu de vedere, Steaua a un lot, în lotul Stelei sunt nu doar 11 jucători, au un lot cu jucătorii foarte buni și chiar rezervele lor și s-a demonstrat pe parcursul acestui campionat, mai ales după meciurile din cupele europene, jucătorii care au evoluat mai puțin pentru ei au intrat și au făcut-o foarte bine. Steaua a avut la un moment dat un parcurs fără greșeală până acel egal cu Iașiu. Șansa noastră este să fim foarte montați, să fim foarte determinați, să fim foarte concentrați, să ne autodepășim, pentru că așa văd eu meciul ăsta de duminică. Dacă vrem să obținem ceva, trebuie să jucăm să ne peste potențialul nostru, să obținem un meci, să facem un meci aproape perfect. Despre oboseala lor, la fel, eu cred că Steaua este obișnuită cu jocuri din 3 în 3 zile.
au un dozaj, au o obișnuință din punctul ăsta de vedere. Cred că este și pregătită fizic pentru asta. Eu cred că totuși cheia jocului, cheia unui rezultat bun este puterea noastră de luptă și unitatea grupului, care trebuie să primeze mai mult ca niciodată. Iar despre a doua întrebare, cred cu tărie că ne putem salva de la retrogradare. Am mai spus-o și o repet, în primul și în primul trebuie rezolvate problemele de ordin financiar, pentru că altfel n-am avea nicio șansă. Este important ca cei care se ocupă de această echipă să rezolve această problemă. Cred că în iarnă, dacă se va rezolva problema financiară, să nu se mai repete greșelile care s-au făcut în vară. Trebuie început corect, să facem pașii corecți. Și eu cred cu tărie că astea poate scape de retrogradare. Pentru că avem marea șansă că în play-out se înjumătățesc punctele și diferența nu va fi foarte mare. Avem exemplu anul trecut când Chiajna, dacă nu mă înșel, a avut 8 puncte minus față de Timișoara. Da, să de noi fi... Și a scăpat de retrogradare. Ianizi, cu de obicei toți fotbaliștii au feeling-uri. Crezi că duminică poți fi din nou naș? Nu sunt nașul nimănui. Îmi doresc că foarte mult să obținem o victorie. Ne-am pregătit în această perioadă foarte bine. Am vorbit între noi foarte mult și sperăm ca duminică să aducem o bucurie foarte mare celor din Târgu Mureș. Este un clișeu, dar este realitatea. Nu contează cine marchează, contează ca echipa să reușească să câștige, mai ales că noi suntem într-o situație delicată și avem nevoie foarte mare de puncte. Ei, chiar dacă nu o să obțină toate cele 3 puncte duminică, sunt sigur că vor câștiga acest campionat, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt singura echipă din România care joacă foarte, foarte bine. În afară de Gabi Matei, pe cine nu se poate conta? Gabi Matei pentru noi este o pierdere importantă. Este un jucător care a avut o evoluție constantă de când am venit eu aici. Este o pierdere. Și, în rest, toți jucătorii sunt apți. Sigur, mai puțin Marius Constantin, care își revine după acea accidentare mai veche. În rest, avem tot lotul apt. Domnule Dan Alexa, l-ați folosit destul de puțin pe Ioniță în ultimele partide. Există o explicație sau ține de pregătirea lui, de forma fizică, nu știu, de schema tactică, de nu, Ioniță, de joc? Pe Alexandru Ioniță îl cunosc foarte bine, este un băiat remarcabil, se antrenează foarte bine, este foarte important pentru vestiar. Când am venit la echipă, primul meu joc am început cu el, apoi a intrat Cucu, care într-un moment al echipei a fost foarte important, pentru că este un jucător care are o vitalitate mai bună, apoi am fost inspirat cu Rus și Ionița a intrat cu Pandure, a intrat cu Viitorul, a intrat și cu Chiajna. Este un jucător din punctul meu de vedere important. Acum a intrat Vlad Morar, care a înscris și este un jucător pe care la fel l-am adus aici și este un jucător important și un jucător de calitate. De ce nu joacă? Cred că a jucat, m-a mai jucat cu siguranță și am mare încredere în Ioniță. În sensul celor spuse, apropo de perioada de iarnă, cu siguranță ca tehnician al formației v-ați gândit la eventuale nume de jucători pe care le-ați dori în echipă. Ați avansat o astfel de potențială listă conducătorilor? Sigur, din nou, coroborat cu problema financiară care se cunoaște și iar... Tocmai asta spuneam. Important este să rezolve problema financiară. Să știm exact cum stăm. Sunt și acele datorii din urmă. Sunt restanțe la jucători care trebuie achitate. Și aici, încă o dată, trebuie să-i felicităm, pentru că sunt mulți dintre ei care joacă din pasiune, care au încredere că se vor rezolva problemele, iar despre o listă de jucători, credeți-mă că nu ne-am gândit. Trebuie luat pas cu pas. În primul rând trebuie rezolvată această situație până în iarnă, financiară. Aveți o strategie în privința meciului de cupă?
În privința, da, normal că avem o strategie. Vor juca jucătorii care au evoluat mai puțin. Urmează meciul cu Mediaș, care știți ce înseamnă pentru noi, este un meci de foarte important în care trebuie să-l câștigăm. Și probabil voi menaja mai mulți dintre jucătorii importanți ai echipei. Sigur, am spus, am încredere că putem obține un rezultat bun, dar va fi foarte greu. Întâlnim ocupanta locului 1, întâlnim o echipă care, și Anis a spus foarte bine, joacă cel mai bun fotbal în momentul ăsta, chiar dacă sunt într-o criză de rezultate aparentă, au jucători de calitate care în orice moment poate să decide un joc. Și n-are rost să-i mai enumăr, pentru că știți și voi, sunt jucători care în orice moment de neatenție poate să-ți câștigi un joc. Ianis, aceeași întrebare. Da, dacă dumneavoastră spuneți că geografic am fi a treia echipă, sperăm să câștigăm. Vă dați seama că de atâția ani de când m-am apucat de fotbal, m-am gândit doar să câștig, așa mă gândesc și duminică, dar trebuie să fim realiști și foarte corecți cu noi, că și un punct ar fi un rezultat foarte bun pentru noi. Ianis, în plan personal și mizez pe sinceritatea ta de care ai dat dovadă întotdeauna, mai există gânduri legate de echipa națională? Sigur, dacă e performanță și sunt goluri? Nu mă gândesc la lucrul acesta. Eu mă gândesc să fiu sănătos, să pot să mai evoluez 2 sau 3 ani de zile în Liga 1. Voi decide probabil peste 2 ani dacă voi mai juca sau nu. Dar până atunci mă bucur de fiecare moment, pentru că aceste lucruri pe care le trăiești atunci când ești jucător nu se repetă. Și Dan poate să vă confirme că de când s-a lăsat de fotbal este mult mai tensionat. Da. Este foarte greu ca și antrenor, ca și conducător, așa că eu vreau să continui ca jucător, să mă bucur mai mult de ceea ce se întâmplă pe teren. Am mai pus această întrebare cu câteva etape în urmă și o reiterez. Dan Alexa, crezi că există un nucleu, repet, lăsând problemele financiare la o parte, există un nucleu în jurul căruia poți construi la Târgu Mureș pe durată lungă, să spunem? Eu cred că da. Eu cred că sunt... Aici structura lotului este formată din jucătorii cu mare experiență și jucătorii foarte tineri. Undeva așa la mijloc, jucători la 24, 25, 26 de ani sunt prea puțini. Cred că asta este și una dintre problemele mele. Jucătorii tineri sunt încă foarte tineri. Foarte puțini au reușit să debuteze și atunci când au făcut-o în acel final de campionat, unde, știți și voi, din punctul meu de vedere, acele debuturi nu sunt concludente, pentru că nu este atât de greu să debutezi jucători cu nemiluita fără să spese de rezultat. Eu cred că asta este o prostie. Eu cred că nu le-am făcut niciun bine, poate le-a făcut și mult rău acelor jucători. Cred că există și o lipsă de omogenitate, pentru că s-au schimbat tot timpul, sunt prea puțini jucători care au evoluat împreună, dar este un nucleu. Sunt jucătorii Mingote, Mureșan, Ianizicu, sunt jucători care, Cordoș, jucători care au potențial imens, din punctul meu de vedere, Belu, Matei, Vlad Morar, ei ar fi undeva între vârste, să zic, cu toate că sunt și ei tineri, și Belu și Matei. Sunt cam astea, ca să vă răspund la întrebare. Există un nucleu, dar segmentul acela de mijloc, jucătorii care să fie între vârste, lipsește și asta contează foarte mult în alcătuirea unei echipe.
Bine v-am regăsit, Berbec! Ziua de sâmbătă pare să-ți aducă o surpriză neașteptată. La orele prânzului ai parte de o întâlnire interesantă care va schimba complet modul tău de viață. Taur. Pe plan profesional te descurci din ce în ce mai bine, motiv pentru care unii colegi de echipă sunt invidioși și chiar ajung să-ți pună bețe în roată. Gemeni. În prima parte a zilei, un prieten vine să-ți ceară ajutorul într-o problemă destul de delicată privind un proiect important. Ești nevoit să-ți amânzi sarcinile astfel încât să-l ajuți. Rac. Ziua decurge conform planului. Încă de la primele ore ale dimineții ești concentrat asupra sarcinilor tale pe care încerci să le rezolvi cu multă răbdare și întâlnirile cu prietenii decurg frumos. Leu. În viața sentimentală, partenerul de cuplu îți poate face o surpriză foarte frumoasă. Astrele încurajează și munca în echipă în această perioadă. Comunici foarte bine cu toți colegii. Fecioară. Ziua începe cu o veste foarte frumoasă pentru tine. Este vorba despre un proiect important de lungă durată care îți va aduce numeroase beneficii într-un timp destul de scurt. Accepți imediat această ofertă. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Continuăm previziunile astrale pentru sâmbătă. Balanță. Se întâmplă prea multe lucruri în viața ta încât nu mai știi unde trebuie să-ți îndrepți atenția. Astrele îți recomandă să încerci să te liniștești și să îți pui ordine în gânduri și sentimente. Scorpion. Ziua de sâmbătă pare să-ți aducă o veste frumoasă de la o persoană din trecut. Te gândești tot mai mult la schimbările pe care vrei să le faci în viața personală, însă încă aștepți un moment potrivit pentru tine. Săgetător. La locul de muncă apar câteva schimbări neașteptate, poate câteva ore suplimentare. Superiorii aduc un nou coleg tânăr și fără experiență. Încerci să-l ajuți cu sarcinile lui și îl pui la punct cu ce se întâmplă în firmă. Capricorn. Prima parte a zilei va fi una destul de aglomerată. Trebuie să te ocupi de o problemă dificilă legată de familie. Această situație te va pune în dificultate deoarece te vezi nevoit să alegi între ciocan și nicovală. Vărsător. Ai ocazia să rezolvi o problemă mai dificilă cu partenerul de cuplu. Amândoi sunteți dispuși să faceți compromisul astfel încât lucrurile să revină la normal. În cazul în care ești singur, ai ocazia să întâlnești o persoană interesantă care te va cuceri încă de la prima vedere. Pești. Astrele îți recomandă să-ți întrebi atenția asupra vieții sentimentale, unde partenerul de cuplu are nevoie de sfaturile și de ajutorul tău. În această perioadă veți fi mai relaxați ca niciodată. Acestea au fost previziunile astrale pentru sâmbătă. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Găsit la știrile din sport. ASEA Târgu Mureș caută victoria în ultima partidă a turului Ligii 1 de fotbal. Mureșenii primesc vizita Stelei duminică 23 octombrie de la ora 20:30. Pentru această partidă, suporterii sunt rugați ca în măsura posibilităților să folosească preponderent mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa spre stadionul Transil. Ca urmare a desfășurării în aceleași areal și a festivalului Sinfonii de Toamnă, zilele culturale Târgu Mureșene, există posibilitatea instituirii unor restricții de circulație pe străzile Tamaș Ernă și Insulei, iar în cazul în care afluxul de autovehicule va fi unul ridicat, accesul spre stadion se va face dinspre strada Barajului. Continuăm știrile. Avântul Reghin dispută un nou meci în fața propriilor suporteri. Elevii antrenați de Vili Stoica primesc vizita celor de la Gazmetan 2, într-o partidă ce contează pentru etapa a 9-a a Ligii a 3-a de fotbal Seria 5-a. Înaintea meciului de pe municipalul din Reghin, Avântul ocupă poziția 9-a în clasament cu 9 puncte, la 6 puncte în spatele adversarilor de la Gazmetan. Partida dintre Avântul Reghin și Gazmetan 2 va avea loc sâmbătă, 22 octombrie, de la ora 15.
Avântul Reghin caută să întrerupă șirul meciurilor fără victorie în Liga 3 de fotbal, Seria 5. Reghinenii primesc vizita celor de la Gazmetan 2 într-o partidă ce contează pentru etapa nouă a campionatului. Antrenorul Vili Stoica speră să-l poată recupera pe Adri Luca, protagonistul unui contact horror în meciul din etapa intermediară pierdut de Reghineni cu 1-2 pe terenul celor de la Hermannstadt. În minutul 74, Adri Luca s-a lovit puternic cu un adversar și a fost transportat la spital. Din fericire, jucătorul reghinean are o contuzie la nivelul capului, însă speră să poată fi folosit în meciul cu Gazmetan 2. Urmează un meci dificil pe teren propriu. Sper că în sfârșit, să, după atâtea etape, să câștigăm și noi. De fapt, e obligatoriu să câștigăm. Cum am mai zis, am făcut un meci bun și ne dă speranță că la meciul de acasă cu Mediașul putem să câștigăm. Înaintea partidei din etapa 9, Avântul ocupă poziția 9 în clasamentul seriei cu 9 puncte, la 6 puncte în spatele adversarilor. Partida dintre Avântul Reghin și Gazmetan 2 va avea loc sâmbătă, 22 octombrie, de la ora 15. Duel de foc pentru Mureșul Rușii Munți în etapa cu numărul 10 a Ligii a 4-a de fotbal. Elevii antrenați de Ovidiu Mărginean se deplasează pe terenul campioanei în exercițiu, Mureșul Luduș. Înaintea disputei, rusenii conduc în clasamentul Ligii cu 22 de puncte, la doar un punct în fața celor de la Juvene Sârgu Mureș și la 5 față de Mureșul Luduș, care încheie podiumul Ligii Județene de fotbal. Partida va avea loc sâmbătă, 22 octombrie, de la ora 11. Mureșul Rușii Munți continuă cursa pentru titlul de campioană județeană. Elevii antrenați de Ovidiu Mărginean se deplasează pe terenul campioanei antitri Mureșul Luduș, sâmbătă 22 octombrie de la ora 11, într-o partidă ce contează pentru etapa 10 a Ligii a 4-a de fotbal. Meci în deplasare, un meci greu la Mureșul Luduș, cum spuneam la început. Cum gândiți, cum pregătiți, ce speranțe aveți de la acest joc? Mari speranțe, fiindcă echipa este pe un drum ascendent, suntem locul întâi, cu toate că jucăm la câștigătoarea campionatului de anul trecut, noi mergem să jucăm fotbal ca de fiecare dată, încercăm să ne adjudecăm cele trei puncte. Cum spuneam, jucătorii cu experiență au o capacitate mult mai bună de a face acest lucru, iar ceilalți tineri jucători să îi urmeze pe cei în vârstă și să reușim să scoatem un rezultat bun. Și echipa de junior B1 a celor din Rușii Munți continuă lupta în campionat. Formația secundă se deplasează la Sărmașul pentru disputa din etapa 5-a contra Lanternei Roșii, ASC Sărmașul 2005. Înaintea partidei de la Sărmașul, juniorii ocupă locul secund în campionat cu 10 puncte, la egalitate cu LPS Târgu Mureș. Echipa de senior din Rușii Munți conduce în clasamentul Ligii Județene cu 19 puncte, la un punct distanță în fața celor de la Juvene Târgu Mureș și la 5 de campioana Mureșul Luduș, dar și cu un meci mai puțin disputat. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am regăsit! Sâmbătă sunt anunțate ploi. Termometrele ne indică în Reghin și în Târgu Mureș valoarea de 11 grade. Pentru Luduș și Iernut sunt estimate 11 grade. 11 vor fi la Sighișoara, 11 la Batoș, 10 la Sovata, iar în Stânceni maxima va fi de 8 grade Celsius. Potrivit datelor anunțate de meteorologi, în afara județului nostru vremea se menține închisă. Pentru Brașov sunt estimate 12 grade, iar pentru Sibiu 11. 11 vor fi în Bistrița, 11 în Cluj-Napoca, iar pentru Alba Iulia sunt preconizate 12 grade. În București, temperatura maximă va fi de 17 grade Celsius. Sâmbătă noaptea vom avea parte de nori. În Reghin, termometrele ne indică valoarea de 5 grade, iar în Târgu Mureș 6. Pe parcursul zilei de duminică, norii continuă să fie prezenți pe cer. Pentru Reghin sunt estimate 14 grade, în timp ce la Târgu Mureș vor fi 15. Doamnelor și domnilor, încheiem jurnalul de vreme în aceeași notă plăcută. Sunt Oriana Ormenișan și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!